Cei care vor dori să viziteze Muzeul Ceasului din Ploiești, începând cu săptămâna viitoare, nu vor mai putea face acest lucru în locația binecunoscută din strada Nicolae Simache. Clădirea va intra într-un amplu proces de reconsolidare și restaurare. Săptămâna viitoare intră în aplicare proiectul de restaurare și consolidare a clădirii Muzeului Ceasului din Ploiești, proiect finanțat în foarte mare parte, 80-90% cu fonduri europene. Tocmai de aceea clădirea este aproape goală, pentru că așa se procedează, însă muzeul, chiar conform acestui proiect, va funcționa în continuare. Piesele aflate până acum în clădire au fost împărțite în două locații. O parte vor fi expuse într-un alt muzeu, iar restul au fost duse la Vălenii de Munte. Peste 7.000 de exponate au fost scoase, reprezentând ceasuri, cărți sau obiecte de artă decorativă, cum ar fi icoane pictate pe lemn sau pe sticlă. Expoziția de bază este mutată și se va redeschide în intervalul a câtorva săptămâni la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, sala Auditorium. Tot o expoziție de ceasuri va fi organizată și la Vălenii de Munte, acolo unde s-au mutat majoritatea pieselor, atât ale noastre, cât și altor depozite care au fost în această clădire. Muzeul va fi reabilitat printr-un proiect finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Ulterior, ceasurile unicat, care au atras de-a lungul timpului atâția vizitatori, se vor întoarce acasă. Peste 2 ani, proiectul va dura 2 ani, sau lucrările vor dura 2 ani, peste 2 ani, muzeul va reveni într-o casă nouă. Și cât costă? 8.000 de lei. Nu 8 milioane. Muzeul Ceasului este unic în țară și conține piese a căror valoare nu poate fi exprimată, create de meșteri renumiți din Europa.